Non mi pego in culo. Metti il spettro torque, mai bene. Salutare YouTube. Ce faceți? Eu, motherfuckers. Astăzi, după o săptămână de lucru, am trezit așa mai pozitiv și mă gândeam să-mi închipui că trăiesc într-o lume ideală, o lume în care, în primul rând, să fie respect pentru viață, pentru chestii de genul ăsta, într-o astfel de lume, populată efectiv cu incomensurabil mai mulți șoferi de 4 plus roți decât 2 roți, toți având bune intenții, evident ar trăi oarecumva alături de noi ăștia câțiva motocicliști de pe lumea asta, fără să poate să înțeleagă anumite lucruri, pentru că n-ar avea acces la informație, să zicem, dar first hand, cum ar veni, adică nefiind ei înșiși motocicliști, de unde să afle și ei, săraci? Atunci, făcând așa un exercițiu sau încercând să-l fac, am gândit că, mă, uite, hai să explicăm șoferilor niște lucruri despre motocicliști, despre motociclete, despre chestii de genul ăsta. În primul rând, ar trebui să știe că nu toți motocicliștii sunt la fel. Sunt motocicliști care s-au la motocicletă pentru că li se pare că au mică sau manelistul din ei avea nevoie de încă o confirmare că e manelist. Există astfel de oameni, am nimic împotriva lor. Dar e bine să categorisim lucrurile ca să fie clare cumva. Să umble fără costum, să creadă că e rosit, să facă accidente, să... Nu știu, mă rog, tot felul de lucruri. Nu toți sunt așa. Unii sunt oameni serioși, unii vânează, unii joacă fotbal, unii notă, unii, ce să vezi, se dau cu motorul. Un hobby. Sau pentru unii chiar o metodă de transport, adică nu e doar așa un simplu hobby. Oamenii n-au altă modalitate de transport decât asta. Să dau cu motorul ăsta de plăcere, înțeleg regulile de circulație și încearcă să le respecte. Și unii, cu atât mai mult, fac naveta sau, mă rog, se mișcă dintr-o parte în alta cu motocicleta, neavând o altă posibilitate. Și acum să trecem la, de fapt, chestiile explicative cu adevărat care țin de viața de motociclist. Așa funcționează motocicleta și trebuie înțeleasă chestia asta. Da? Rev matching. Asta este rev matching-ul, da? Fac frână de motor și bineînțeles că în momentul ăsta motorul sună un pic mai tare. Nu turnez eu de nebun motorul, ci așa se conduce. Uneori o să auziți un poc. Pocul ăla nu este intenționat, adică nu l-am făcut eu. O să vă arăt ce înseamnă să faci poc, să puști intenționat. Arderea uneori este incompletă. Rămân în evacuare nu numai gaze arse, ci și un pic de benzină. Iar momentul în care vine următoarea evacuare, benzina aia se aprinde și pușcă. Deci nu o fac eu intenționat, nici ca să vă sperii pe voi, nici ca să vă, nu știu, tulbur visele, ci pur și simplu
motorul așa funcționează și motorul vostru probabil face, dar la motorul de la mașină probabil nu e chiar așa de evident. Că dacă vă uitați la raliu, o să vedeți că și acolo se aude chestia asta. Și acum s-a auzit un poc, dar eu n-am făcut nimic. Pur și simplu am lăsat gazul și motorul a făcut un poc, iar a făcut. Asta e, este un fel de ardere incompletă. Păi, vina mea, nu vreau eu să fac asta, să deranjez pe cineva. Ba din contră, nu vreau să deranjez pe nimeni. Lane splitting-ul. Adică faptul, ne strecurăm în trafic printre voi. Da? La semafor, de exemplu, mergem mai în față. E normal să facem chestia asta. Deși probabil că uneori legislația nu susține astfel de comportamente, să zicem, în trafic, din punctul nostru de vedere, este total necesar. Unul la mână, voi stați în mașină, unde ori e cald iarna, ori e aer condiționat vara. Eu stau vara pe un motor care e foarte cald, pentru că se încălzește foarte tare, deci acum am 81 de grade apa. Dacă las un pic aici, o să vedeți că ajunge la 100 instant. Da? Asta înseamnă că mi-e vine căldură. Gândiți-vă că la, ce știu eu, 40 de grade la nivelul solului sau asfaltului, e destul de complicat să stai acolo, că mor de cald. Gândiți-vă, voi stați în mașină la aer condiționat. Ascultați o muzică, relaxați. Și atunci normal că încerc să mă strecor în fața voastră și să ajung mai repede unde vreau să ajung. Nu o concurență, ba din contra. Dacă stai să te gândești bine, este descongestionarea a traficului. Dacă am fi 100 de motocicliști și am venit toți pe pod în satul mare, bine, ați mai trece voi dacă am sta acolo pe rând așa unul în spate la celălalt, cum stau toate mașinile, dar mai trece voi pe acolo veci. Deci gândiți-vă că până la urmă noi facem un serviciu circulației, pentru că încercăm să evităm disconfortul nostru și doi, ajutăm pe voi să aveți o distanță mai mică la un semafor și poate chiar să nu pierdeți semaforul. Deci, data viitoare când stați la semafor, încercați să vă gândiți înainte că mai poate, uite, o să vină un motociclist, hai să-i las un pic de spațiu, ca dacă cumva vine, se poate intra aici. Că nu te deranjează cu absolut nimic. Deci cu absolut nimic nu te încurcă, că te duci într-o parte sau în alta, mai aproape de linia asta sau de linia aia, făcând astfel loc unui motociclist. Care poate sau poate nu va trece pe acolo. Dar dacă trece, o să-ți mulțumească. Uitați-vă la toți motovloggerii care circulă în orașe mari. În momentul în care cineva le face loc la semafor, toți mulțumesc, da? Vă sunt recunoscător că ați făcut chestia asta. Ați făcut un lucru bun pentru cineva. Și pentru voi, și pentru cineva. Frâna. Probabil că vă gândiți că fiind mai mică, o motocicletă oprește mai ușor. E, greșit. Nu oprește deloc ușor. Voi aveți o suprafață de frânare mult mai mare decât avem noi. Și acum v-am demonstrat și frâna. Nu e chiar așa să ușor să frânezi cu motorul. Și asta înseamnă că ne-ați ajutat foarte mult și nu numai că ne ajutați, dar ne salvați viața în foarte multe ocazii. Dacă faceți ce ar trebui să faceți, și anume
Când vreți să schimbați direcția de mers, să vă asigurați, să vă uitați în oglindă, să semnalizați. Când deschideți ușa, dacă v-ați oprit aiurea pe drum și ați pus avariile, că na, asta este. Uitați-vă în oglindă sau în spate, nu așteptați și nu funcționați pe ideea asta care le este foarte dragă motocicliștilor și anume loud pipes save lives. Că nu e așa. N-o să ne auziți. Uite-l și pe frumosul ăsta. Dacă s-ar fi uitat, probabil că ar fi văzut că vin. Ca norocul, erau aici două benzi și n-a fost problemă. Da? Nu m-au auzit și nu m-au văzut și n-au fost curios. Deci, nu funcționați după ideea că o să ne auziți. N-o să ne auziți. Nu suntem deloc în range-ul sonor cu care sunteți obișnuiți voi. Deci nu o să ne auziți. Din păcate, motocicliștii își fac un deserviciu încercând să facă cunoscută această superstiție, în ghilimele, această preconcepție că din mașină s-ar putea auzi o motocicletă. Nu. Nu o să se audă. Ceea ce înseamnă că este de datoria voastră să faceți ce trebuie să faceți, și anume să semnalizați, să vă asigurați și să vă uitați în oglinzi. Pentru că dacă omorâți pe cineva, nu știu dacă e ok, indiferent dacă ai fost sau nu vinovat, eu cred că dacă nu ești un psihopat și un cretin și un bolnav mental, eu cred că vei regreta bugăt chestia asta. Ok. Încă o chestie care e mai de puțină importanță. Ți s-o ars becul. Nu mi s-o ars becul. Asta este faza lungă, aia la altă era faza scurtă. Eu încerc să merg cu faza lungă pe tot locul ca să cresc șansele să mă vedeți. Eu nu vreau să mă auziți. Toba mea e destul de lungă, scoate un zgomot mai gros. Nu-mi place să fac zgomotul ăla subțire de MotoGP. Îmi place zgomotul ăsta mai bas și care nu este chiar așa de deranjant pentru urechi. Cum ziceam, eu nu funcționez pe ideea loud pipe save lives. Eu funcționez pe ideea să mă vezi. Motorul meu e verde, vă zic eu, se vede. Faza lungă e mereu aprinsă, vă zic eu, se vede. Dacă voi vă asigurați, dacă voi vă uitați în oglinzi, dacă voi semnalizați, de acolo încolo eu mă descurc și tot o să fie ok. Și pentru că trăim într-o lume de bun simț, de asta imaginată de mine în acest exercițiu, o să vă mulțumesc că veți încerca să faceți aceste lucruri și o să vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și o să vă mai aștept pe canalul meu să vedeți și următoarele. O zi faină. Numai bine, vă țucă Edip. Hashtag Oedip Fireblade Cava Sexy Seme Bike Life Omnia Nihil.
Ce faci? Bine, unde ții motorul? Hai la tură. Da, de ce? Da. Ca mine. Cine? Da. Bine, ce auzim? Bine.